Aș vrea să-mi spui, pentru că noi am vorbit despre un aspect foarte interesant. Practic, noi vrem ca acest domeniu să aibă un viitor și ne concentrăm pe ideea de specialiști în domeniul dresajului canin, cel puțin la noi în România, de o calitate anume, calitatea aparte, care practic reprezintă cumva și exigența ta, exigența mea, exigența altora ca noi în domeniul ăsta și vrem și ei, acest viitor al dresajului canin, să fie pe calapodul ăsta al nostru. Tu mi-ai povestit că cumva tu ai niște idei clare și când e vorba de specialiști în dresaj și de atestări, te gândești la un anumit tip de atestări și cam ce să implice asta. Ce calități trebuie să aibă un asemenea aspirant și cam cum l-ai testat tu sau cum l-ai evaluat tu pe un asemenea om ca să poți să-l califici într-un sens sau altul? Eu mă refer la, de exemplu, la cei care practicanții de mountaineering. Nici nu vreau să mă extind spre alte sporturi, pentru că îmi place să mă limitez la sportul pe care eu îl fac și așa. Eu consider că orice sportiv de mountaineering care a trecut cu un câine prin toate cele trei etape, mountaineering 1, mountaineering 2, mountaineering 3, în examenele de selecție a reușit să își obțină calificarea și să facă parte în echipa națională a României, să intre la un campionat mondial, are calitățile necesare și cunoștințele necesare pentru a fi considerat instructor de dresaj canin. Dar aici am o Și eu întrebare. acelei persoane, prin prezentarea documentației respective necesare, da, i-aș da acest atestat fără alte examene sau... Pentru că omul acela a lucrat efectiv cu un câine de Mondio 3, îl face în 3 ani, poate mai bine, în 4 ani. Bun. Ca să ajungi la o competiție internațională de nivelul ăsta, să reprezinți România, iarăși, e clar dovada că acel câine La un bine nivel. pregătit Și nu numai câinele, ci omul și care îl omul pregătește. care Dar lucrează. avem aici o problemă. Ok, eu îl fac instructor pe acela, pentru că este un instructor. Dar nu cumva apare aici o barieră și tu să-mi spui asta, dacă acel om a lucrat cu un anumit tip de câine, că știm că e un anumit tip de câine, nu toți sunt ca acest tip de câine, pe un anumit calapod, pe anumite tehnici, da, care sunt într-adevăr foarte elaborate, dar nu și-a făcut mâna pe alt tip de câine, pe alte rase, pe alte tipologii comportamentale sau de personalitate. Da. Nu cumva apare o limită acolo și o limitare, de exemplu? Nu cred, pentru că și dacă această, să zic, cineva ar vrea să dea aceste atestate tuturor celor care au Mondio 3 și s-au calificat la campionate mondiale, ar fi, sunt convins, foarte puțin care ar cere treaba asta. Nu cred, din cât cunosc eu, că sunt foarte multe persoane interesate. Cei care sunt interesați sunt convins că au și interesul de a-și extinde aria cunoștințelor și au lucrat și pe alți câini. Iar Deci au deja un background au un background până să ajungă la în mod nivelul ăsta de sigur. performanță. Da? Și atunci ai, dacă vrei să pui așa în balanță acești oameni care pe undeva sunt profesioniști într-un sport canin, da? Și au obținut niște rezultate și care sunt preocupați și au început să lucreze și cu alți câini, să promovezi așa ceva sau să-i lași pe cei care îi plin netul de ei și sunt așa numiți dresori Asta care da, oricum corect. dresează fără Păi niciun fel de pregătire. aici voiam să ajung la punctul acesta nevralgic, pentru că atunci când evaluezi un om care face asta sau poate pur și simplu îi place asta, dar a sărit etape și s-a trezit el dresor pe net, undeva lucrurile îi scapă. Și aici ar interveni evaluarea. Dar în momentul în care faci evaluarea unui om care, să spunem, a fost autodidact și a dezvoltat el și a ajuns la un oarecare nivel. Tu, ce altceva în plus de acele criterii, să spunem, date de Asociația Kinologică, ai pune în plus ca să vezi dacă omul acela s-ar califica la acest statut de dresor de câini sau de instructor dresor? Deci eu aș, pentru mine, în afară de orice vorbim sau facem, sau cu indiferent cine, contează foarte mult momentul în care îl văd pe omul respectiv cu o lesă în mână și cu un câine. Practic. Practic. Dacă el îmi prezintă un câine și... Acum vorbim aceeași limbă și înțelegi destul de bine. Sigur. Deci
o persoană care, chiar dacă eu îi dau câinele meu cel mai bine dresat și îi zic, ia câinele ăsta și du-te la examen cu el, se prezintă în fața ta și tu îi spui, explică mie cu câinele ăsta cum faci tu câinele să meargă la pas sau să sau șadă. Cum l-ai făcut pe ăsta să meargă la da. Pas, da, corect. Nu va ști să spun. Bună, bună asta. Înțelegi? Da. Și modul cum, și cum schimbă lesa dintr-o mână în alta și cum îți se mișcă și seama, cum se învârte și cum recompensează sau nu recompensează un câine. Da, 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 da. Din orice mișcare tu îți dai seama, omul ăsta știe să țină o lesă în mână și știe ce face. Sau nu știe. La fel de simplu îți dai seama. Deci poate să vină cu 100 de recomandări de toate felurile sau poate să citească cărțile alea. A citi o carte de dresaj este important pentru că îți deschizi orizontul către niște reguli, către niște metode, așa. Dar până tu nu aplici metodele alea, deci nu pui în practică până ce nu pui ai în citit. Practică ceea ce ai citit și până nu vezi că ți iese sau nu ți iese, uh-huh. Pentru mine este egal cu a citi în notul pe înțelesul tuturor și a te arunca în piscină, știi, sau în râu. Deci că am citit o carte de box, știu box. Da, știi box, da? Ai grijă unde stai. Da. Așa, dar mi-ai spus că undeva dacă ai avea posibilitatea pe acela, l-ai evaluat și în funcție de ce a făcut în urmă. Te-ai raporta cumva la ce ar putea să-ți arate din urmă, din nu, aici, activitatea aici, lui? În discuția noastră, eu m-am referit la multitudinea de persoane care dețin un fel de atestat da. De dresaj canin. Eu pe oricine ar vrea să fie dresor canin, să primească un atestat, l-aș întreba ce ai făcut în ultimii 5 ani, de exemplu. Sau 10. Sau 10. Și atunci dacă tu nu poți să-mi prezinți în ăștia 10 ani 1, 2 câini prezentați în competiții, de indiferent ce fel, BH, disciplină de bază, uh-huh. Da? Nu poți să-mi prezinți un număr de oameni care să-mi spună, da, domne, el m-a învățat pe mine să-mi dresez câinele. Nu ai o activitate în genul ăsta, o școală de dresaj deschisă, dar adevărată, nu așa numai că spui tu că o ai. Că scrie pe mașină da, școală de dresaj, dar te duci da. Pur și simplu și... Nu. Deci cu una care tu să fie... Tu dai cu capul. Una care să fie, cum îmi place mie să spun, pe care tu plătești impozit la stat. Așa. Știi? Așa. Deci de asta, oficială. Dacă nu ai așa ceva să prezinți, hârtia care tu o prezinți cu atestatul respectiv ca ai fi un instructor de dresaj canin, pentru mine nu are nicio valoare, practic. Cineva, cine n-a... Și asta indiferent ce domeniu vrei tu. Luăm un domeniu în care lumea se pregătește foarte mult, medicina. Dacă tu ești un medic chirurg care n-ai operat în ultimii 10 ani, nu cred că cineva vrea să pună la tine pe masă mâine. Știi? Da. Exact la fel și cu câinii. Dacă tu n-ai luat bine, dacă îl pui să taie un picior, să știi că... Aia da, cu un fierăstrău, da. Deci dacă tu n-ai pus mâna pe o lesă sau n-ai lucrat un câine ca lumea în ultimii nu știu câți ani, nu cred. Una peste alta, știi ce înțeleg eu din discuția noastră legată de treaba asta? Este efectiv chestiune de exigență. Bă, noi vrem ca instructorii dresori să... fie într-adevăr instructori dresori. De ce? Pentru că nu toți oamenii cu câini pot ajunge la tine sau la mine. Ei sunt împărțiți peste tot pe planeta asta sau în țara asta, că vorbim de țara noastră, și ar avea nevoie să ducă la ăla de la el din cartier, dar acela să fie pregătit. Până la urmă, eu zic că este foarte important, în afară de orice atestat sau orice așa, ca omul care se hotărăște să meargă spre un instructor dresor sau spre o școală de să-și educe câinele, să culeagă referințe foarte serioase despre omul respectiv sau despre școala respectivă. Să se informeze. Să se informeze, dar la modul serios, să caute alte persoane care au folosit serviciile omului respectiv sau ale școlii respective și care sunt sau nu mulțumite. Și așa să tragă o concluzie. Nu să se uite pe două filmulețe puse pe YouTube sau pe Facebook sau să creadă ce spune omul la telefon. Știi? Da. Că eu nici nu vorbesc foarte mult la telefon, de exemplu, clienții. Eu îi chem la teren cu câinele să discutăm și să văd despre ce e vorba. Poate că ăla la telefon îi promite că el îl învață să-i facă cafea dimineață și omul crede. Păi dacă îl crezi și dacă îl plătești, a cui o fi vină până la urmă? Corect. Corect, dar practic știi cum e? Cum încurajezi cerșitul la stop, la da, mașină. Da. Dacă nu le dai, ușor, ușor îi dispar și se duc în treaba lor. Dacă tu le dai, îi încurajezi să rămână în zona. Așa și cu așa ei, așa. Într-adevăr. Doar că am înțeles din discuția noastră că un instructor dresor
ar fi calificat să fie instructor dresor doar dacă se duce în competiții, corect? Nu. Instructorul de modul de selecție de acum, după care l-am înțeles eu, este că instructorul de dresaj canin trebuie să aibă oarecare vechime stagii de muncă undeva pe lângă un instructor de dresaj canin sau școala de dresaj și să fi prezentat pentru examene, nu știu cât e exact, nu cunosc toate detaliile, dar cel puțin un sau doi câini de BH în examen de muncă. Pe lângă probele teoretice și după aceea practice și așa mai departe, care sunt menționate acolo în grila aceea de examinare. Eu zic că nu-i rău făcută și e binevenită. Din păcate, asta vreau să spun eu, că în afară de persoanele care au aplicat către acest mod de atestare, sunt foarte multe persoane fără niciun fel de atestare, fără niciun fel de pregătire, care și-au propus într-o zi să devină dresori și există în România foarte multe persoane de acest gen. Nu apar niciunde, nu apar nici în examene, nici în competiții, apar doar prin, eu știu ce, parcuri sau câmpuri cu câte un câine. Știi că era o filmare acum câteva zile cu unul care bătea un Cluj, câine, care te da două bucăți un în câine, că așa considerat că îl dresează. Dar știi că de acolo... Noi putem să ne aducem aportul doar arătându-le oamenilor modul cum noi lucrăm. Corect. Și să-i facem pe ei să aleagă modul nostru de a lucra. Acesta este motivul acestor dialoguri pe YouTube. Deci, ca oamenii să înțeleagă ceea ce ai tu de spus, ceea ce reflectă experiența ta și ceea ce au ei de câștigat din toată experiența asta pe care noi am acumulat-o după atâta timp. Noi mai mult de atât nu putem face. Că nu avem cum să facem, este, nu putem să-i închidem pe cei omului, care surghiunesc câini. Este decizia omului de a alege. Știi? Puterea lui de a alege. Da. Dacă el consideră că... Era o vorbă undeva, nu mi-aparține, dar mi-a plăcut ca idee, că dacă tu consideri că un profesionist e scump, să vezi ce scump te costă un amator. Știi? Ce scump, da. Asta e o, cum să spun, e la figurat, să vezi ce scump te va costa. Da, dar până la urmă, oameni buni, haideți să fim toți câini, da, că spunea Adi mai devreme, să fim toți câini și să învățăm să luăm deciziile corecte în cele mai diverse situații, practic pentru a avea cu toții de câștigat. Da, eu la faptul de a atesta, de a găsi o formă de a atesta sportivii mondioling care au obținut rezultate deosebite în timp și care au promovat treapta superioară a mondiolingului ca instructor de dresaj canin, ar fi ca un fel de recunoaștere a valorilor și de un semn către alte persoane că se poate și așa. Adică muncește... Da. Fă-ți un drum cât mai sus și în sfârșit vei reuși să arăți că ai valoare. Corect. Știi? Deci tu ești la susținere, practic. Da. Tu ești președintele acestui club Mondioring și tu îi susții pe toți care au voință și care au disciplina de a merge de la zero la plus infinit în această specialitate, acest sport. Și această muncă în Mondioring nu se poate face, așa cum am mai spus, decât în echipă. Clubul Mondioring a dat rezultate foarte bune și sunt convins că va da și în viitor. Avem sportivi la care așteptăm foarte mult. Anul ăsta, din păcate, a fost un an de pauză pentru toată lumea, nu-i vina nimănui. Toată lumea a intrat în stand-by. La anul, așa, uite, o chestie foarte importantă, era să uit. Probabil cea mai importantă, de altfel. La anul am reușit să obțin de la Federația Kinologică Internațională, respectiv de la Clubul Mondioring din cadrul Federației Kinologice Internaționale, acceptul ca să organizăm în Arad campionatul mondial în 2021. Wow. Oh, wow. Campionatul mondial Mondioring se va ține în România. Acum încă nu am stabilit exact dacă Arad sau Pecica, dar oricum județul Arad. Da. Și vor veni din 40 de țări toți sportivii la noi să ne vadă, să ne cunoască. Ce înseamnă asta? Numai un câștig extraordinar pentru România și pentru imagine, județ. Corect. Și totodată este o recunoaștere
recunoașterea valorii sportivilor români care practică mondioring. Da, Pentru da. că Comisia Mondioring din cadrul Federației Kinologice Internaționale alege în fiecare an țara care poate să organizeze acest campionat mondial. Adi, fantastică discuția noastră, sunt fascinat, recunosc. Și îți mulțumesc pentru disponibilitate. Una peste alta, sunt sigur că privitorii noștri au multe de învățat din tâlcurile acestei discuții. Să sperăm că le-a plăcut și că sunt sigur știu că ce s-a le-a plăcut. Discuții. Și una peste alta, realitatea este că cei care au câini și cei care vor să se bucure de dresajul canin la adevărata lui splendoare, au nevoie de oameni ca tine. Ca mine, ca noi, ca toți cei care suntem pătrunși de microbul ăsta. Îmi pare bine că ați venit la noi. Mulțumesc pentru vizită. Mi-a făcut plăcere ca de obicei să te întâlnesc pe tine și, și eu mă bucur și să transmitem acest mesaj tuturor celor interesați de sportul canin, da, mondioring și de dresajul canin în general. E un sport frumos, iubiți-l, practicați-l. Și încheiem într-un mod surprinzător, cum spunea un foarte notoriu coleg de-al nostru, în dresaj, pasiunea nu cunoaște exact limite. Da, așa este, așa este. Mulțumesc! O zi frumoasă! Ciao!